Bună seara, bine v-am regăsit. Începe emisiunea Dale Buzoianului. Alături de mine în această seară consilierul local Silviu Roșioru. Domnule Roșioru, bună seara, Hristos a înviat. Adevărat a înviat și bine v-am găsit și pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru că ați venit. Știu că au fost câteva zile pline pentru dumneavoastră. Înainte de Paști vorbeam aici în studioul Campus TV și îmi spuneați că o să plecați la Muntele Athos după o perioadă de pandemie în care au fost restricții și a fost imposibil de mers acolo. Și vă mulțumesc tare mult pentru că ne-ați trimis și câteva imagini, o să vedem imediat, de la slujba de acolo, de la Muntele Athos. Cum a fost? Povestiți-ne un pic. Emoționant, frumos, ca întotdeauna este o trăire deosebită să ajungem. Eu aș vrea și îmi doresc să ajungă cât mai mulți buzoieni acolo și fac tot posibilul și intermediez acest lucru cu toată dăruirea mea să pot să invit cât mai mulți oameni pe Sfântul Munte. E un lucru, ce să vă spun, o trăire extraordinar de frumoasă și am avut o emoție pe deplină. Este a treia oară când merg de Paști la Sfântul Munte Athos. Nu am putut de data asta să stau foarte mult, am stat doar seara de înviere și pe urmă, a doua, în prima zi de Paște, am plecat către România, pentru că aici am mai avut o altă acțiune, eram deja așteptat. Vorbim imediat despre ea, dar vreau să nu depășim momentul. Cum, știu că povesteați în anii trecuți, când ați mai fost de Paști la Muntele Athos, sunt cu totul, de fapt nu sunt foarte diferite tradițiile sau obiceiurile care se respectă, dar acolo foarte multe ore le petrec preoții călugării în rugăciune. Care e atmosfera dinaintea nopții de înviere? Pregătirea este așteptarea momentului, adică ora 12 noaptea, când atunci să iese cu întâmpinarea veniți să luați lumină și începe citirea liturghiei și slujba propriu-zis. Este un moment foarte frumos, ține până dimineața, iar de aici suntem la mănăstirea Schitul Podromu, Schitul Românesc. Sunt câțiva pelerini, corul de călugări, de frați care cântă. E minunat, minunată acea atmosferă și este o trăire extraordinar de frumoasă. Au fost și aici anul acesta. Aici e Schitul Românesc. Da, Schitul Românesc. Da, numai la Schitul Românesc. Ba da, am stat la slujbă. Acolo, zic, acolo ați participat la slujbă. Da, aici, da, aici era ieșirea tu în schit, în biserică, în timpul slujbei. A fost oficiată de Preacuviosul Părinte Stareț Atanasie, o să-l vedeți și pe dânsul în anumite poze, dar lucrurile v-am spus, a fost de o încărcătură spirituală măreață și cred eu că ar fi foarte bine să vină cât mai mulți buzoieni să vadă aceste trăiri, nu neapărat de Paște. Aici tot timpul e o trăire deosebită. Au fost numai români la slujbă? Sau? Da, au fost majoritatea români, da, în proporție de 90% români, dar sunt și alți pelerini din țări ortodoxe. Spre plăcută surprindere, am văzut câțiva pelerini și din țările, am văzut din Rusia, am văzut care am purtat și ceva discuții legate de situația asta, războiului. Ce spuneau acolo și călugării, ce îngrijorări sunt? Bănuiesc că și multe rugăciuni au fost înalțate pentru pace. Toată lumea este împotriva războiului. Este normal că nimănui nu-i convine acest lucru să fie un conflict și oamenii să sufere, că și de o parte și de alta, și ce este lucru cel mai rău și cel mai nepotrivit pentru noi ca ortodoxi, când două state ortodoxe se luptă între ele și mai ales când vorbesc aceeași limbă. Este dureros, dar asta este un examen al nostru, al tuturor. Trebuie să înțelegem că trebuie să trecem și peste această situație. Vom vedea cu Dumnezeu, cu voința tuturor, să trecem peste ele. Cum i-ați găsit pe călugării de acolo? Știu că de fiecare dată ați mers, le-ați fost aproape în momentele grele. Cum i-ați găsit după 2 ani de pandemie? Acum, aici se mergea către trapeză. Deci, după
terminarea slujbei de înviere, mergeam către trapeză, unde a fost o masă festivă și plină de... De bucurie. De bucurie, da, și rugăciune. Cum i-am găsit? I-am găsit așa cum i-am și lăsat. Ei își văd de trăirea lor și de rugăciune și tot ceea ce fac acolo să se roage pentru cei de acasă, pentru cei de acasă, pentru cei din întreaga lume. Nu fac pentru ei personal lucrul ăsta. Haideți să vorbim cu un telespectator. Așteaptă la telefon. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, doamnă. Bună seara, domnul Roșuoru. Vă rog. Aș avea și eu niște întrebări pentru domnul Roșuoru. Spuneți, vă rog. Legat de pasajul de la Sfânt Înger acolo, când se apucă domnul primar? Când se apucă? Că tot zice că se apucă, că se apucă. De parcare? Sau la ce vă referiți că nu se... Parcarea subterană. Da? Parcare. Da. Parcarea subterană. Una la mână. Doi. Mobilier a spus că pune în parcul ăsta, la Haldeu. Parcul la Haldeu e jal, e pavelele spărmate, băncile alea sunt așa cum sunt. Ăla a rămas singurul parc care nu l-a făcut. Așa, a treia întrebare? Și a treia întrebare, cu asta, cum îi zicem, toaleta din parcul Crâmb. Am înțeles că face o toaletă sub pasaj. Sub pe platou Dacia. Bun, bun, vă mulțumim. Vă răspunde domnul Roșuoru imediat, dar rămâne și urmăriți emisiunea, pentru că o să vorbim puțin mai târziu despre administrație locală și proiecte în Buzău. În concluzie, pentru că vorbeam, am deschis emisiunea cu această vizită pe care ați făcut-o la Muntele Atos și ne-ați adus și nouă imaginile și vă mulțumesc pentru asta. A fost, bănuiesc, pe fugă, pentru că ați fost apoi implicat într-un alt eveniment frumos. Frumos, da. Pentru că atunci când ajutăm oamenii sunt evenimente frumoase. Dacă tot vorbeam despre război și despre îngrijorările și de la Muntele Atos vis-a-vis de ce se întâmplă în Ucraina, ați fost săptămâna trecută chiar în Săptămâna Luminată, adică imediat cum v-ați întors de la Atos, ați plecat în Ucraina. Da, în povestiți-ne cum a fost și de ce ați fost acolo. Am fost împreună cu un bun prieten de-al meu, domnul Carol Gerald. Este cetățean francez din Limoux, are un ONG, Umanitatea Fără Frontiere, și a fost implicat în ajutoare. Soția lui este cetățean francez, dar și cetățean din Republica Moldova, Eleonora, și s-au mobilizat în localitatea asta din sudul Franței și au venit cu un tir de ajutoare, unde mi-a cerut și mie ajutorul să mergem împreună. Am fost prima dată în Suceava, din Suceava pe urmă am fost la Siret, am trecut granița în trei localități din Ucraina. Deci cu tirul venit din Franța, dar pentru că vreau să menționez că acest ajutor la care ați contribuit și convoiul pe care l-ați însoțit în Ucraina nu are nicio implicare din partea autorităților locale, nu are nicio implicare din partea primăriei și nici politică implicarea. Nu, e vorba despre nimic. Prieteni pe care îi aveți în Franța, în această asociație Umanitate Fără Frontiere, da? Da, exact. Și sunt prieteni buni de-ai mei, ne cunoaștem de mult timp. Unul din membrii fondatorii acestui ONG este și finul meu, este cetățean francez, dar este, face parte din acest ONG. Pe urmă am fost în Republica Moldova, într-o tabără de refugiați, unde erau femei și copii din Ucraina. Acolo, în localitatea asta, este undeva pe lângă Hâncești, sat Cărpineni. Este un... ca un, exact cum este la Bisoca, o tabără de asta de vară, și acolo erau foarte mulți copii, unde s-au bucurat foarte mult, pentru că din ajutoarele astea, adică au fost complexe, pe lângă alimente, știu eu, produse de igienă, au fost și biciclete, jucării, au fost ajutoare din toate
de tot felul și i-am bucurat, da, i-am bucurat. Pe urmă ne-am lăsat jos la Isarcea, acolo ne-a dat o mână de ajutor primarul acestui oraș, unde și acolo sunt foarte mulți refugiați. Carol a venit cu informațiile bine stabilite, deci a fost foarte bine documentat cam unde ar trebui împărțite toate aceste ajutoare. Noi nu am mers, tirul s-a oprit în România și de aici am avut niște dube unde am putut să trecem granița. Erau al unui alt ONG din Germania, unde am dubele colaborat. Respective, da? Da, dubele respective, da? Și ați mers în Ucraina pornind din România, da? Din România, din Franța, da, România, da, da. Baza a fost Suceava. Am vrut prima dată să fie la Buzău, dar pe urmă am spus că trebuie să fim cât mai aproape de Ucraina și de Republica Moldova. Urmând ca sâmbătă sau duminică să se întoarcă, pentru că eu m-am întors un pic mai devreme, Eleonora fiind din Republica Moldova, a mai rămas să-și vadă rudele și prietenii și să mai facă anumite acțiuni și pe acolo. Eu am venit un pic mai devreme și rămâne ca sâmbătă sau duminică să vină în Buzău și avem și către pentru refugiații din orașul Buzău câteva ajutoare, produse alimentare și produse de igienă. Deci tot din Franța, colectate, donate. Da, tot din de același tir. Deci s-a împărțit către mai multe localități ca să acoperim cât mai mult și să fim de mare ajutor. Să fim de ajutor și să ne implicăm cât putem fiecare. Felicitări, este... Mulțumesc, că nu este numai meritul meu, eu am fost doar un pion din această organizare și mi-a făcut deosebită plăcere să particip și să fiu alături de acest convoi umanitar. Și mulțumesc tuturor și am avut o satisfacție extraordinară când am văzut că oamenii aia chiar au avut nevoie de acest ajutor și s-au bucurat pentru că au avut atenția cuvenită din partea noastră. Chiar asta voiam să vă întreb, lăsând la o parte detaliile acestea tehnice despre convoi, despre donații, care a fost sentimentul pe care l-ați avut în momentul în care ați trecut în Ucraina și apoi ce s-a întâmplat în Republica Moldova, ce ați perceput din emoțiile refugiaților, oamenilor de acolo? Oamenii trăiesc cu speranță. Trăiesc cu speranță că se va termina odată și odată, dar orice caz, sunt marcați de ceea ce li s-a întâmplat și dorul care l-au vis-a-vis de părinți, care, gândiți-vă că în general tații, soții sunt pe front, unii dintre ei și-au pierdut și viața, au devenit eroi. Unii sunt marcați de aceste evenimente, de fapt suntem și noi care nu facem parte din acel eveniment. Dar trăiesc cu speranța că odată și odată se va termina și cred și eu că lucrurile astea se vor întâmpla odată și odată. Totul depinde de ce fac cei marile puteri, oamenii care decid aceste lucruri și cum pot ei să gestioneze această situație la nivel mondial. Doamna Eleonora, despre care îmi spuneați că are cetățenie franceză, dar este din Republica Moldova, ce v-a spus așa vis-a-vis de tot ce se aude despre Republica Moldova, despre Transnistria, despre situația tensionată de acolo, pentru că au fost explozii în Transnistria? Sunt îngrijorări sau sunt oamenii care în continuare își păstrează speranța? Sunt îngrijorări și există o teamă în populația moldovenească. E normal, trăiesc cu această teamă că oricând se poate extinde acest conflict, care este nefericit, mai ales că acum, în ultima vreme, s-a mutat acțiunea în zona de sud a Ucrainei, portul Odessa. Orașul Odessa, un oraș extraordinar de frumos, eu l-am văzut cu ani în urmă și am rămas cu o impresie extraordinar de frumoasă de orașul Odessa și acum este bombardat și distrus sistematic. Eu cred că tot așa, lucrurile să sperăm că nu se vor extinde și către Republica Moldova și să nu, populația de acolo să nu fie afectată, pentru că sunt frații noștri și ne doare acest lucru, e un sentiment dureros să-i
să-i vedem la suferință. Numai pe ei, pe toți care sunt în situația aceasta. Felicitări încă o dată și celor din Franța, dar și dumneavoastră, pentru că știu că ați avut un rol important, și mai ales mulțumiri și din partea refugiaților din Buzău, pentru că sâmbătă sau duminică spuneați că o parte din acest tir din Franța va ajunge și la Buzău pentru refugiații de aici. Da? O să vină, o să-l rog și pe domnul primar Toma Constantin să... Adică să-i prezint pe cei din Franța, cei care au acest ONG, și cât, din puținul ăsta, adică nu ne-a mai rămas cine știe ce, dar și ar fi fost culmea să nu aduc, să fiu implicat în această acțiune și să nu aduc ceva și pentru refugiații din Buzău, pentru că avem și aici refugiați din Ucraina. Avem, sigur, mămici, copii și felicitări. Nu mai sunt așa de mulți, dar îi avem și sunt ai noștri. Deocamdată sunt adoptați de orașul Buzău, de administrația buzoiană. Sper să fie totul bine și să auzim că va fi pace în curând. Acum, revenind la problemele din Buzău, pentru că ați văzut, telespectatorii vor să afle multe, spuneți-mi, să-i răspundem domnului care ne-a sunat, cu parcarea subterană de la Sfinții Îngeri din parc, de sub parc, când încep lucrările, dacă știți? Lucrările... Mă bucură când cetățenii buzoieni sunt perseverenți. Unii dintre ei sunt perseverenți tot timpul și asta, presiunea asta care o pun pe noi este foarte binevenită, pentru că și noi o transmitem mai departe. Se fac demersurile. E o zonă mai complicată, adică mai complicată din ce punct de vedere? Este o zonă cu protecția istorică și trebuie să obținem anumite avize. Imediat cum se obțin aceste avize, se organizează licitația și se dă drumul la această lucrare. Cu această toaletă după platoul Dacia, face parte dintr-un proiect european, este o toaletă subterană și va fi o toaletă modernă care va face parte din acest proiect. Ea lucrările este, au început deja. Oricum, proiectul durează, e un proiect de durată. Mobilierul din parcul din fața colegiului HD-ul? Da, Băncuțe. Deocamdată există anumite priorități. Avem lucrări în Parcul Tineretului, avem lucrări în Parcul Crâng, mai ales acum când pădurea Crâng a trecut în patrimoniul primăriei, al municipalității, și avem foarte multe lucruri de făcut. O să facem și această amenajare în Parcul HD-ul, dar nu cred că anul acesta, dar deocamdată dorințe și voință există. Dar există o listă a priorităților. Nu putem și nici nu avem capacitatea să le facem pe toate odată. Clar, oricum sunt foarte multe șantiere deschise. O să vorbim în a doua parte puțin. Acum vă mai citesc mesaje. Spune un telespectator, suntem în luna mai. Ce se întâmplă cu înlocuirea țevilor de azbo, ciment din Dorovan și Broșten? S-a înlocuit măcar un metru? Eu știu că de această lucrare se ocupă compania de apă, deja face parte dintr-un program pe fonduri, proiect pe fonduri europene. Lucrările cred eu că vor să înceapă cât de curând. Nu sunt documentat, nu vreau să spun o prostie, mă voi documenta și când voi mai fi invitat la dumneavoastră o să vin cu informații clare. Și mulțumesc telespectatorului că m-a întrebat, o să-i aduc la cunoștință. Mai aveam o datorie către un telespectator al dumneavoastră referitor la Gardul Viu, că a insistat că își dorește acest lucru, să rămână acest gard viu. Domnul primar și reprezentanții din primărie am ajuns la un consens, la o înțelegere că acolo unde... Am auzit că s-ar putea să avem chiar la finalul lunii mai, pe 21, FCSB-CFR, un meci foarte important. Ținând cont că sunt foarte mulți suporteri ai echipei FCSB, ai echipei Steaua, atunci au ales această posibilitate de a se juca la Buzău. Echipa Steaua are o tradiție și o legătură cu orașul Buzău. Să dea Dumnezeu să aibă un rezultat bun și să ajungă campioana României.
Altele spectatori vă întreabă de ce nu se pune marmură pe platoul Dacia, era un brand pentru Buzău. Deocamdată așa a fost prinsă această cheltuială. V-am spus că banii aceștia sunt ai venit de la fondurile europene. Bine că am obținut acest proiect și avem această investiție. Nu știu de ce nu s-a făcut proiectul cu marmură, dar e bine și cu granit. Important este să existe acea ambietate și liniște pentru cetățenii municipiului Buzău. Un alt telespectator spune că pasajul din dreptul gării, de multă vreme dat uitării, e de cum cobor pe trepte un șir lung de toalete, dar... Este o poezie frumoasă. Da, o poezie frumoasă, dar aparține, din câte știu, SNCFR-ului, nu? Da, pasajul ne-au garantat acela. Ministrul Transporturilor că acel pasaj se va reface într-un program tot cu bani atrași pe un proiect fonduri europene. Nu știm când începe acel proiect. Nu știm, nu este în grădina municipalității, nu este în patrimoniul primăriei Buzău. Domn primar a făcut multe demersuri și cu regionala Galați, CFR Galați, și s-a pus presiune pe această, nu numai noi, consilieri, și cetățenii din municipalitate, pentru că face legătura într-un marele cartier Mihai Viteazu și orașul Buzău. O să ne oprim pentru o scurtă pauză. În a doua parte vedem câteva imagini din trafic de zilele acestea din Buzău. Rămâneți cu noi. Continuă emisiunea de ale Buzoianului împreună cu domnul consilier local Silviu Roșioru. Vreau să urmărim, domnule Roșioru, și o să vedeți în imagini imediat ce se întâmplă pe Unirii. Asta după ce ieri dimineață au fost instituite noi restricții pe tronsonul dintre strada Prutului și strada Transilvaniei. Sunt deja probleme mari în trafic, asta pentru că foarte mare parte din zonă e paralizată, se lucrează și evident e un tronson închis. Și vreau să știu din punctul noastră de vedere, în primul rând de șofer, de buzoian și apoi de ales local, ce s-ar putea face, cum să le fie mai ușor buzoienilor în perioada asta, care nu va fi scurtă deloc. Șantiere sunt multe deschise. Da, vedeți, au început și școlile, deja traficul s-a aglomerat, s-au terminat și perioada vacanțelor și a sărbătorilor. Eu ce trebuie să ne înarmăm cu răbdare, răbdare și iar răbdare, că nu avem până nu se finalizează și noi să punem, autoritățile să pună presiune cât mai mare pe aceste societăți care fac aceste lucrări, pentru că nu avem cum. E un șantier tot orașul și, slavă Domnului, când se va finaliza, vom avea cu toții de... Acum este un disconfort. E urât ceea ce vedem și ceea ce se întâmplă, dar sperăm să nu dureze mult această situație, acest stres. Ați văzut cu siguranță ce s-a întâmplat și pe Bulevardul Unirii Sud, acolo unde constructorul care inițial a câștigat licitația a făcut o lucrare de mântuială, așa mai mult în bătaie de joc. Înțeleg că primăria nici măcar n-a făcut recepția, n-a plătit lucrarea, are un nou termen până în decembrie să remedieze ce a stricat acolo. V-am spus, lucrurile astea nu le văd normale, să participi la licitație și pe urmă să dai sub antrepriză altor firme care nu sunt verificate și nu au, tocmai aici este paradoxul, nu poți, dacă ai obținut această lucrare, trebuie să te ocupi tu personal cu angajații tăi, nu trebuie să o dai la alte firme care nu au niciun istoric, știu eu, au angajat câțiva muncitori străini și iată, aici există această dificultate și aceste lucrări care, pe bune dreptate, nu se pot face recepții. Aici vorbim de bani europeni. Toate fondurile acestea și toți banii aceștia acordați sunt verificați de instituții puternice, dacă nu din România, din afara României, și nimeni nu își permite să dea o semnătură sau să facă o recepție pe astfel de lucrări. Noi, și foarte bine face domn primar să pună presiune și cât mai repede să îi treacă la răspundere. Haideți să vorbim cu un telespectator. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara. Trei întrebări pentru invitatul dumneavoastră. Prima întrebare, dacă dânsul a văzut două proiecte al spitalului județean care se face secția de urgență,
Ce părere are că nu s-au făcut parcări subterane pe două etaje pentru doctorii, personal auxiliar, asistentele? Și din punct de vedere constructiv este un fiasco acest proiect. Nu s-a ținut cont de aceste chestii. E părerea dumneavoastră, evident. Da, că dacă întrebați medicii, au altă părere. Mai puține parcări, mai multe saloane pentru a îngriji bolnavii care vin în urgențe. Doamna Magdalena, tu putem face parcări, nu saloane. Da. Da. Bun. A doua întrebare. Problemă. Cine a făcut recepția acelui rot de fața clubului polițiștilor că le facem din nou? Cine a avut acea gândire? Sunt tare curios, de la făcut mare așa și acolo tristează după insistențele noastre ale buzoienilor. Și ale poliției rutiere, da. Și ale, da, insistențele noastre. Și o ultimă problemă. Domnul Rușor, dumneavoastră mai sunteți în opoziție? Mă refer că ați făcut alianță cu domnul primar. Ne-ați promis că ne susțineți în privința gardului Viu. Păi nu v-a susținut? V-am spus. Am susținut. N-ați urmărit emisiunea, înseamnă, de la început. V-am rugat în emisiunea trecută să mergeți să-i depuneți plângere la mediu. Noi, ca Buzoie care v-am ales, să-i depuneți plângere la mediu. Întrucât hotărârea dânsului personală fără a consilierilor este ilegală. Și se strâng semnături în acest sens, îi facem plângere penală. Dumneavoastră ați înțeles parcă că s-a ajuns la o soluție, la un consens, un consens, care... da. Puteți să îngrijiți acel gard viu din fața blocului printr-un contract între primărie și locatarii acelui imobil. Adică să-l îngrijiți, atât să vă asumați. Deci se poate. Îngrijim, dar suntem curioși în care, în cazul în care suntem în concediu, puteți să-l îngrijiți dacă avem repercursiuni, că poliția locală vine imediat, să știți. Trebuie să avem... Dar cam cât plecați în concediu dumneavoastră? Nu cred eu că... Nu cred că se întâmplă pentru câteva săptămâni. Se înțeleg lucrurile și aspectele astea. Eu cred că s-a găsit o situație, pentru că vedeți dumneavoastră, și sunt și oameni care nu mai doresc acest gard viu și sunt foarte mulți, credeți-mă pe cuvânt de onoare. Părerile sunt împărțite jumate-jumate. Dumneavoastră faceți parte din jumătatea care doresc și sunt și eu de acord cu dumneavoastră să rămână aceste garduri vii acolo unde sunt îngrijite și nu atrag aceste focare de infecții. Pentru că în unele zone așa s-a întâmplat. Mai sunteți la telefon? Mai sunteți, da, nu? Da. Ați fost la primărie să semnați un astfel de contract? Înțeleg că vă doriți să rămână gardul viu în continuare, da, să-l îngrijiți. Da, ne dorim gardul viu, noi tutem, avem flori la bloc. Ați fost la primărie să depuneți o cerere sau n-ați fost? N-am fost la primărie. Să vă rog frumos, cât se poate de repede, sau dacă nu, luați legătura cu asociația, pentru că toate asociațiile au fost anunțate de această decizie. Dacă nu, veniți la primăria municipiului Buzău, vă adresați la ghișeul unic cu această dorință și imediat, în baza unei cereri, vrei să acordă acest Da, deci hotărârea a fost anunțată deja și de domnul primar săptămâna trecută. S-a găsit această soluție astfel încât să fie toți mulțumiți din acest punct nu de am vedere. Omis, am ținut minte. Nu, dar v-a răspuns domnul Roșior în prima parte, de asta spuneam că n-ați urmărit. La începutul emisiunii. Și aștept răspuns la celelalte întrebări. Bun, vă mulțumesc mult. Da, revedere. Celelalte întrebări cu Spitalul Județean, secția 9 UPU. Da, aici tot așa, știu că undeva la subsol sunt niște depozite pentru materiale, medicamente, alte produse care deservesc spitalul. Era binevenită și o parcare subterană, dar știu dar eu cred că să sunt nu... și locuri de parcare acolo prevăzute în proiect, din câte știu. Nu am studiat, nu știu. Oricum e în subordinea Consiliului Județean. Să-i întrebăm când dar vin. Pot să mă interesez, nu este un secret, poate să-mi se pună la dispoziție dacă săptămâna asta, dacă o să am posibilitate, mă voi duce, mă voi documenta și îl asigur pe telespectatorul dumneavoastră că voi... mă voi implica în această situație, să vedem. E posibil să fi fost așa făcut pe repede înainte, dar nu este rău să ai parcări subterane. Depinde și de ce costuri, pentru că orice construcție făcută în pământ costă mai mult uneori față de cele supraetajate.
Spuneți-mi despre rondul de pe Transilvania. Noi am mai discutat, am vorbit și cu poliția rutieră despre acea problemă de acolo. Cei de la poliția rutieră, domnul comisar șef Dinu, spunea că era necesar să fie o intervenție în zona aceea pentru ca șoferii să poată circula mai ușor. Nu știu de ce în primă fază nu s-a luat decizia. Spunea dânsul că din hârtii, din proiecte, nu poți să-ți dai seama cum va apărea lucrarea la final, cum va arăta. Da. Ce știți că s-a întâmplat acolo? Exact ceea ce ați relatat și dumneavoastră. Deci, proiectanții aici, este o greșeală de proiectant. Este clar că orice proiect trebuie, care îl inițiezi, vorbim aici de arhitecți, de proiectanți, trebuie să vină în teren, trebuie să ia anumite, anumite situații, adică trebuie să vadă foarte bine. Eu dacă aș fi proiectant, aș trata cu mare atenție, dar aici este meseria fiecăruia. Aici, din punctul meu de vedere, s-a greșit. Mulțumim că s-a găsit această soluție de a putea să remedieze. V-am spus că e o lucrare pe fonduri european. Deocamdată recepția nu s-a făcut, nu este făcută, nu e finalizată recepția cu Bulevardul Unirii, Transilvaniei și Aleea Industriilor, pentru că fac parte dintr-un întreg. Deci urmează să vedem finalul. Până nu vedem cum va arăta în final, nu se va face această recepție. Acum vorbim despre piața Dacia. Spune un telespectator, mai bine puneți piatră de siriu pe platou. Rușine să le fie celor care au propus proiectul fără marmură și mai ales celor care au aprobat fără marmură. Păi, ce să spunem? Părerile acum, deci orică este, poate da, arăta mai frumos cu marmură, dar acum este granit. Și granitul arată bine. Dar bine, nici nu știm deocamdată cum o să arate lucrarea după ce va fi finalizată. Noi am văzut-o așa în 3D. Poze, da, am văzut-o în poze, am văzut-o într-un proiect de ăsta. Vedem cam cum va arăta la final. Îmi pare rău, nu? Pretențiile sunt pe măsură. Unul vrea granit, altul vrea... Nu putem să-i satisfacem pe toți. Important este că se face, că se muncește și va arăta mult mai bine față de cum a fost până acum. Bună seara, spune al telespectator. Știe domnul Roșioru când se vor da pachetele de la Uniunea Europeană? Știu că a anunțat instituția prefectului în urmă cu câteva săptămâni că va începe distribuirea acestor pachete. Nu știu, mă voi documenta, nu știu acest. Aparține de... Deci este în trebuie curtea să prefecturii. O dată exact, da. Da, cei de la instituția prefectului și centrele de unde se pot ridica pachetele și vă vom informa cu siguranță. Să vorbim, revenim la trafic un pic pentru că lucrări sunt multe. Spuneți-mi dacă din punctul de vedere al municipalității vor mai fi alte șantiere deschise în următoarele 2-3 luni, ca să știm la ce să ne așteptăm, că până la urmă rute ocolitoare nu prea există așa de multe în municipiu, sunt câteva, acolo merg toți șoferii, se creează blocaje în trafic și tot așa. Va mai fi o problemă când se va închide traficul pe Aleea Trandafirilor, atunci mai vedem cam cum se va fluidiza traficul, pentru că și asta aduce o problemă în traficul local. Iar din ce știu eu, proiectele următoare nu va viza zona centrală și zona aglomerată a traficului. Vor fi pe spații largi și nu în zona... Așteptăm să se finalizeze acestea și pe urmă să demarăm aceste lucrări. V-am spus, urgentă este această parcare subterană din centrul orașului, în zona Parcului Sfinții Îngeri. Și aici trebuie să fim foarte atenți pentru că efectiv când va începe această lucrare nu mai există în centru o parcare. Va fi un disconfort extraordinar de mare, mai ales că există și piața centrală unde oamenii trebuie să vină să se aprovizioneze de aici. O să găsim câteva
știu eu, câteva măsuri să putem să încropim ceva în zona aceea. Altcineva vă roagă să luați măsuri astfel încât să existe transport în comun între cartierul Micro 14 și strada Transilvaniei. Da, mi se pare că este linia 4. Linia 4 face legătură între strada Transilvaniei. 4 adică, nu trece prin Micro 14, sigur. Trece prin, pe la poarta Crâng. Pe la, da, da, dacă ar fi un Micro 14 până în capăt acolo, chiar nu are nicio legătură. O să propun această doleanță, pentru că cred eu că se poate. Nu e mare lucru să extindă o linie și prin Micro 14 și pe strada Transilvaniei. Adică să facem o acoladă să prindă și acest cartier. Da, telespectatorul cu Piața Dacia spune că o să arate ca o zonă cu băncuțe de beton. Din câte am văzut, nu o să fie chiar beton acolo. O să fie și lemn, o să avem și arbori, da. O să avem fântâni arteziene, o să avem mobilier. Să așteptăm să vedem cam cum va fi și v-am spus, important este că se face și se aduc modificări în urbea noastră. Despre asociațiile de proprietari, ce mai știți? A fost vreo întâlnire convocată de primăria președinților asociațiilor sau nu? Da, urmează acum, a fost una și urmează urmărim aceste dezbateri și aceste propuneri, să facem aceste modificări și să lămurim odată nemulțumirile cetățenilor, cei care locuiesc în zone aglomerate, adică vorbim cei care locuiesc la bloc, să rezolvăm aceste probleme, pentru că sunt foarte multe nemulțumiri din punct de vedere al cheltuielilor, al administrației și așa mai departe. Spuneți-mi, când va fi următoarea ședință de Consiliu Local? Știți când va fi? Păi, spre sfârșitul lunii acestea, după data de 20. În general, cam așa au fost toate ședințele. Dar dacă intervine, știu, o propunere de proiect urgentă, va fi ședințe de îndată, ședințe extraordinare și există posibilitatea, dacă apare ceva neprevăzut, să avem și o ședință extraordinară înainte de ședința ordinară. Dar, în general, ședințele de Consiliu Local sunt după data de 20, între 20 și 30 sau 31 ale lunii respective. Din punct de vedere politic, cum mai sunt lucrurile în PMP? Ce se mai aude? Ce se mai întâmplă? Lumea încă așteaptă o veste referitoare la o fuziune? Așteptăm deocamdată, nu am informații. Noi ne ducem mandatele și ne facem activitatea noastră de consilieri și fiecare... Vorbim aici și de cei 5 primari care avem la nivel de județ în comunele lor, în urbea lor își fac activitatea, viceprimarii care îi avem, fiecare și sunt implicați în administrația locală. Așteptăm, vedem care vor fi pașii, oricând suntem bine pregătiți pentru orice ce va veni. Da, zâmbeam pentru că a venit un mesaj tot despre gardul viu și iată, vă propune un buzoian ceva. Spune, noi întreținem gardul viu, dar să scadă impozitul. Da, și asta este este și asta o propunere. Depinde să vedem dacă găsim susținere să fie de acord cei din Consiliul Local cu această propunere. Nu e o propunere, poate să fie un amendament la, știu eu, la aprobarea bugetului din anul 2023. Este o binevenită și de ce să nu o facem? Dar, v-am spus, important este să fie și votat acest amendament. Eu vă mulțumesc tare mult pentru că ați venit, domnule Roșioru. Felicitări pentru acțiunile frumoase. Vă mulțumesc și pentru fotografiile și imaginile de la Muntele Athos și o să urmărim ce se întâmplă. A spus că sâmbătă sau duminică vin ajutoarele din Franța în Buzău, da? Nu sunt așa în număr mare, dar să satisfacă cât de cât orice doleanțele celor din... Și să dea Dumnezeu să nu mai avem astfel de evenimente și să nu mai fie nevoie de așa ceva. Dar, vă spun, sunt și cetățeni români care au nevoie de ajutoare și iată, și mai devreme așteaptă ajutoarele de la Uniunea Europeană, dar din dar să face rai.
Așa este. E binevenit. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu și mulțumesc telespectatorilor dumneavoastră pentru toate lucrurile care ne le-au adus la cunoștință. O să le răspundeți cu siguranță și în emisiunile viitoare. Sănătate, să ne revedem cu bine. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Nu uitați de jurnal. Seară liniștită. La revedere!